a ajuns Simona Halep să joace tenis, puțin știu adevărata poveste a sportivei. Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991, în Constanța. A crescut într-o familie modestă de români. Tatăl Simonei Halep, Sterei, a fost cel care și-a dorit ca măcar unul dintre copiii săi să facă performanță în sport. În tinerețe, omul de afaceri a jucat fotbal la Săgeata Stejaru, în divizia D. La 4 ani și jumătate, Simona Halep a pășit pentru prima dată pe un teren de tenis. A mers să-l vadă pe fratele său mai mare, Nicolae, cum se antrena. Racheta de tenis era mai mare decât ea, virgulă, povestea tatăl celei care avea să devină cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Ion Stan, antrenorul care a descoperit-o pe Halep, cel care a observat potențialul Simonei și a ajutat-o să facă primii pași în tenis, a fost profesorul Ion Stan. Părinții Simonei Halep au făcut eforturi uriașe pentru ca fetița lor să-și îndeplinească visul. Au fost nevoiți să facă mai multe împrumuturi la bănci. Omul de afaceri, Corneliu Idu, a fost primul sponsor al jucătoarei de tenis. Acesta a ajutat-o financiar timp de 2 ani.